1989 și astăzi o să vă arăt colecția mea de haine de fotbal. Hai să începem. Prima haină este a lui Messi, sezonul 2016-2017. Iar asta tot cu Messi, ediția aici. Face atât. Așa. Messi din 2016. Uitați aici. Mi-s mare fan Barça. Iar aici am cu Inter Milano. Uitați aici, fără să nu mă pe spate, dar tot mișto. Aici e ceva echipament cu Adidas, de la nu știu ce echipă, dar tot e mișto. O, stai, că am uitat. Iar am un echipament cu Barça, sezonul 2012-2013, uite aici. E din Amat. Și după mai am aici acum domnul legenda fotbalului Buffon. Se vede invers, știu că se vede invers, dar am ce să fac. Vedeți aici. Acum am iarăși un echipament Nike. Trebuie, dacă vedeți aici, foarte fain. Așa, și mai am cu trebuitorul Figo, care a fost la Barça și s-a dus la Real. Asta nu cam place să mă port, dar îmi face parte din colecție. Așa. Mai am echipamentul ăsta Nike. Uitați aici. Aici iarăși am unul de la Ecaset, nu știu, scrieți acolo în comentarii, că chiar nu știu, uitați aici. Așa. Mai am unul cu Inter, uitați aici, ăsta l-am portat și la campionat. E destul de fain. Cum mai am? Am echipamentul ăsta de camuflaj, dar tot e frumosul ăsta, numărul 13 pe spate. Mai am iarăși ăsta cu capa, așa e mai vechi, dar tot e mișto și ăsta. Sorry. Cam așa le pot la formă. Cam astea au fost echipamentele mele de fotbal. Dacă mai vreți să fac și cu cramboanele mele de fotbal, scrieți acolo în comentarii și hai la videoclipul ăsta să ajungem la 20 de like-uri. Mă bazez pe voi. Eu am fost Paul King 289. Pa, pa!